Iritat de legăturile strânse dintre PSD și ALDE la Neamț din timpul campaniei electorale, Laurențiu Dulamă, președintele partidului cu siglă de măr, declara chiar în preziua alegerilor parlamentare că se gândește serios la ruperea majorităților politice realizate la nivelul unităților administrativ-teritoriale din Neamț. O parte dintre fotolii au fost câștigate direct de PMP, altele au intrat în ograda partidului lui Traian Băsescu prin fuziunea cu UNPR, care va fi recunoscută de instanță în 17 decembrie. Așa cum am spus, ați văzut foarte mult ce nemțeni au preferat mărul în ciuda promisiunilor frumos îmbrăcate în mult roșu ale PSD-ului. În ceea ce privește alianța nefirească PSD-ALDE, care pe timpul întregii campanii județul Neamț, mă refer, s-a făcut simțită și faptul că, așa cum am spus-o și săptămâna trecută, nu ni s-a părut normal nouă celor din PMP ca un candidat al, așa zisului, partid care, știți prea bine, s-a instalat confortabil în căruța PSD-ului pe toată durata campaniei, mă refer la ALDE, să fie plimbat electoral de șeful unui alt partid care n-a fost candidat, bineînțeles, și să facă campanie electorală pe față. Toate acestea, împreună cu colegii mei din echipa Mișcarea Populară de la Neamț, ne-au făcut să ne reconsiderăm în crearea unor alte majorități. PMP are consilieri locali în mai multe localități din județul Neamț și la nivelul Consiliului Județean, pe care se gândește dacă le va revizui în perioada următoare. Deocamdată situația este caldă, așteptăm și noi să vedem ce se mai întâmplă, pentru că, așa cum am spus, suntem un pic iritați, poate, și ne gândim foarte serios la reconsidera aceste majorități, atât la Consiliul Județean, Consiliile Locale, dar și la municipiul Piatra Neamț. În ce localități ar mai pune pe lângă Consiliul Județean Piatra Neamț aceste probleme? Păi unde avem noi viceprimari, în primul rând. Horia? Cristina, Dumbrava Roșie, Dochia, unde avem viceprimari. Să nu uităm că avem și trei primari și viceprimari veniți din fuziunea cu UNPR-ul. Iar pe data de 17 decembrie, din câte știu eu și am informații de la colegii de la București, se va da un verdict final la această fuziune, la înregistrarea noului PMP la registrul partidelor și atunci automat cei 33 de consilieri din județul Neamț pe listele UNPR vor fi cu acte în regulă definitiv ai Partidului Mișcarea Populară. Deci avem localități, cred că undeva în jur de 10 localități în afară de Piatra Neamț, unde putem renegocia alianțe. Situația mai complicată e aceea din Consiliul Județean, unde PSD și ALDE au 19 consilieri județeni. În condițiile în care PMP va trece în opoziție alături de PNL, vor avea 16 voturi, ceea ce înseamnă o majoritate simplă. În ce măsură va rupe la Neamț Laurențiu Dulamă majoritatea din Consiliul Județean, rămâne de văzut, esențială fiind comanda de la București, căci personal e greu de crezut că Laurențiu Dulamă va renunța atât de ușor la fotoliul călduț de vicepreședinte al Consiliului Județean.